pleci departe, te uns în dai, fly away, chiar că de cum simți piesa asta, așa. Foarte talentată tipa din Australia. E tipa aia cu Dance Monkey, ți-aduce aminte? A, serios? Uh-huh, știe să cânte și altceva? Da, știe, știe. Da, serios, folk, și dă pop, muzică din Australia? Uh-huh. Nu-i departe Australia? Al inter participă și la Eurovisiune, da. Da, avem și Sia în playlist. Sia e tot australiană? Da, da. Da? N-a știut. Cami știe tot în materie de muzică, să urmăriți topul de vineri seara. Vineri e, nu? Uh-huh. Vineri, da. Vineri, da. E. Da. Și o să auziți o grămadă de informații acolo. Iar de când l-ai luat și pe Mihai Dinu alături, a zis toate poveștile așa din muzică. Așa e că sunt frumoase. Da. L-am da. Luat și pe Țache, pe Andrei Paleu, da? Da. Da. Ce super emisiune de muzică. Bravo vouă. Hai să vin și eu cu un fel de vești și să vă spun o poveste. Astăzi îi mai știți pe olandezii aia care au zis că nu, că nu, că nu, cu Schengen-ul? Da. Aia, acum au trimis niște inspectori și inspectorii, păi, și care zice de bine, hai să vedem. Da, dar nu numai atât. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Da, o echipă de experți olandezi a trecut pe aici și, mă rog, echipurile ar fi făcut niște constatări foarte bune în ce privește sistemul nostru de, știu ce să le zic, vămi, frontiere, și ei zic așa, că se confirmă rezultatele misiunii voluntare de constatare care a avut loc în octombrie. România se descurcă în materie de vize, adică în mod adecvat. Infrastructura IT este exemplară, prieteni. Sistemul informatic național românesc este bine structurat, iar fluxul de lucru corespunde logicii impuse de codul de vize. Citesc aici. Asta e concluzia experților independenți? Da. Oare are legătură cu independenți, da. Mangalia? Nu știu, cu locul ăsta. Nu știu cu ce are legătură. Caut aici unde scrie de contrabanda de țigări și nu scrie. Deci tot caut aici și nu găsesc, că știți că sunt multe probleme. Sigur că România a făcut și pași foarte buni. Sunt convins că multe dintre lucrurile astea arată foarte bine. Și acum să zicem, așteptăm răspunsul guvernului, că asta e pe parte de expertiză, ce o să zică guvernul, dacă e da sau ba. O să mai vorbească între ei acolo. În schimb, pe lângă asta, s-a mai întâmplat ceva. Cancelarul Austriei a vorbit despre nemulțumirea din țara sa legată de prezența a numeroși migranți ilegali care vin din Bulgaria, România, Serbia și trec prin Ungaria ajungând în Austria. De-al minter, știți că de ani de zile, să fac de acum 10 ani, poate, de când granițele Uniunii Europene sunt penetrate de cetățeni care vin întâi din Siria, am spus noi, ca urmare a războiului și existau niște discuții acolo, după care am constatat că ei sunt din toată zona orientală și din Africa, vin fie pe aici prin Balcani, trecând cu bărcile către Grecia, fie prin în partea cealaltă, Spania și Italia. Există numeroase controverse, există bărci care au fost lăsate în apă de diverse guverne, există oameni care au murit, există oameni care au fost salvați, dar cert este că milioane de oameni s-au îndreptat către Europa, unde au căutat siguranță și societățile noastre n-au știut să dea un răspuns adecvat. Deși noi nu vedem, noi ca români nu ne uităm, nu apare asta la televizor și nici în altă parte decât puțin în Libertatea și alte publicații independente, în România sau România este o zonă de tranzit pentru acești oameni. Cei mai mulți dintre ei vin din Serbia, trec prin Banat, după care sunt conduși de diverse călăuze, să le spunem așa, din traficanți de oameni, da, ce mai bine, care sunt conduși către Ungaria. Din când în când mai auziți câte o știre în care spuneți că s-au prins unii într-un camion. Mulți dintre acești imigranți sunt mulți. Majoritatea sunt bărbați, cei mai mulți sunt foarte tineri, copii de 15, 16, 17 ani. Uneori grupurile lor sunt văzute cu ochiul liber în, am fost săptămâna trecută în Banat, în Timiș, și îmi povesteau oamenii. Deci îi vezi pe stradă cu ochiul liber mergând, îi găsești adăpostiți, mai ales când e toamnă, în lanurile de porumb mari, și vezi că sunt un fel de tabere în lanurile de porumb și ei stau acolo să ascund câteva zile. Nu întotdeauna termoviziunea românească lucrează, știți că avem camere cu termoviziune, dar nu funcționează tot timpul sau nu-i prind tot timpul, și atunci când îi prind, există niște relatări în Libertatea. E o chestiune foarte simplă pe care o fac
polițiștii de frontieră din România, îi bat și îi trimit înapoi. Cam asta este procedura. Au existat niște cazuri de abuz îngrozitor documentate de Libertatea și Poliția de Frontieră. Știi, asta mai vorbit despre Îi bat îngrozitor. Sunt copii de 15-16 ani care trec, le sparg telefoanele. Asta e foarte interesant. Deci ca ei să nu mai beneficieze de legături, le sparg telefoanele și îi bat și dau peste graniță. Asta e una dintre proceduri. Deci avem un fenomen care nu se termine foarte curând. Păi nu merităm să intrăm în Schengen. Asta ar fi măcar unul dintre motive. Unul, da. Nu e un fenomen care o să termine ușor și în curând. E clar că nu toate statele lumii au un răspuns adecvat. Din Statele Unite până în Europa de vest nu sunt răspunsuri adecvate la chestiunea asta. Nimeni nu știe cum să oprească un val de migranți care trece prin granițele noastre. Dar cert este că, de asta vin eu cu o concluzie aici, că asta e deja o problemă în societatea românească. Noi ne-am uitat la televizor ani de zile și am zis așa: a, uite să ducă ea. A fost o mini-dezbatere pe Facebook aici, unii oameni s-au dus, ce caută imigranții în țările vestice, dar nu ne afecta. Deocamdată însă, sau în acest moment, după atâția ani, trecerea migranților ilegali și prin teritoriul României are o consecință politică majoră asupra țării noastre. Țara noastră este pusă cu semnul întrebării la aderarea, la intrarea în Schengen, pentru că oamenii aia de acolo au venit și au zis: bă, ăștia toți vor pe capul nostru, nu vor pe capul vostru, rezolvați voi problema asta dacă vreți să intrați în Schengen. Și din momentul ăsta, România trebuie să dea niște răspunsuri mai apăsate. Și noi, ca societate, să fim preocupați și să punem niște întrebări. Ce facem cu oamenii ăștia care trec ilegal la noi? Doar îi dăm înapoi? Îi luăm pe unii aici, se adaptează în societatea românească, iar stăm, îi facem pachete, îi trimitem în Afganistan, Pakistan, Siria? Care sunt răspunsurile la aceste întrebări? Care este politica oficială a statului român? Și noi, ca societate, ce zicem? Suntem o societate împărțită ca în America, unde unii dintre ei să vină? Da. Eu să vedem. Da, poate ar merita o dezbatere de genul ăsta. Ce facem cu acești oameni care intră ilegal la noi? Îi primim, îi trimitem înapoi? Care este politica noastră în acest domeniu? Atât am avut de spus astăzi. Atât. Am încheiat. Cătălin. N-am nicio concluzie. Am doar rămas întrebări. Blocat acum 5 minute cu bătaia. Când ți-am spus că-i bat. Da. Păi nu poți să-i oprești pur și simplu și dacă asta e regula, îi trimiți în țara lor de origine. Oricum, oamenii ăștia trec prin niște chestii cumplite pentru a ajunge unde au nevoie să ajungă. Ca să ajungi la 15 ani din Afganistan sau din Pakistan. Uite, citeam o știre, 430 de migranți au fost salvați de la ANEC în Grecia. Da. Acum o oră jumate. Da. Ei trec prin niște lucruri complicate. Există o fundație, zice Fundația LOGS în Timișoara. Fundația LOGS a făcut niște lucruri inimaginabile. Sunt niște oameni care strâng mâncare, haine, îi cazează pe oamenii ăștia. Multă vreme s-au preocupat de ei. Acum a venit valul de ucraineni și au preluat pe ucraineni. Dar ani de zile, cei de la Fundația LOGS au fost printre Flavius Ilioni Loga, se numește cel care conduce fundația, au fost printre puțini oameni care s-au preocupat de chestiunea asta. În Timișoara și în Arad o să vezi mulți dintre acești migranți, o să-i vezi pe stradă, că îi deosebești. Sunt altfel decât noi, da? Îi deosebești foarte repede. Nu știu limba, nu au mâncare, nu au haine. Nu au reper, nu au nimic. Sunt foarte tineri. Sunt ca și cum ar fi copiii noștri. Nu avem răspuns. Nu știm deocamdată ce să facem. E o chestie absolut nouă pentru noi. Cătălin, îți mulțumesc. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea live. Oricând ne asculți, promitem să-ți aducem cea mai bună muzică de ieri și de azi. All day long, all the time. Europa FM.